Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Dragilor, dacă este ora 4, înseamnă că noi ne reîntâlnim într-o nouă ediție de Vorbă cu Doctorul și mă bucur tare mult să fiu gazda voastră și astăzi. Sunt Consuela Bălașa și încă de la început vă voi încuraja să ne scrieți întrebările voastre, pentru că da, suntem live astăzi, iar invitatul meu este mult decât pregătit să vă răspundă. Grăsimile bune sporesc arderea grăsimilor, taie foamea și reduc nivelul de stocare a grăsimii în organism. Consumul grăsimilor potrivite te poate face să pierzi în greutate, în timp ce consumul excesiv de zahăr și grăsimi rele te poate face obez. Cu cât grăsimile sunt mai de calitate, cu atât corpul tău va funcționa mai bine. Asta deoarece organismul folosește grăsimea pe care o consumi pentru a construi pereții celulelor. Avem aproximativ între 30 și 100 de trilioane de celule în corp și fiecare dintre ele are o nevoie unică de grăsimi de înaltă calitate. Corpul tău îți oferă anumite semnale de avertizare atunci când nu are suficiente grăsimi de calitate, cum ar fi exfoliere și mâncărimea pielii, unghi casante sau fisurate, redoare și dureri articulare. Astăzi stăm de vorbă cu doctorul Amedeo Grigorean, pe care vreau să-l salut și mulțumesc că suntem împreună, pentru că avem nevoie de răspunsuri multe astăzi. Bine ați venit! Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație din nou și sper să ne revedem și cu alte ocazii. Cu siguranță ne vom revedea, pentru că stabileam noi de destul de multă vreme în urmă că oricât de multă informație am avea, atunci când vine vorba despre cumpărături și ce putem găti, se întâmplă tot timpul niște lapsusuri. Ori nu avem informația completă, ori ni se pune pata pe un anumit aliment pe care îl consumăm în exces și uităm de această echilibrare a dietei. Pentru început, aș vrea să vă întreb de ce suntem atât de reticenți în a consuma grăsimi. Cred că este, în primul rând, vorba de o prejudecată. O prejudecată care a fost și cultivată, sau în primul rând cultivată de-a lungul ultimilor 30, 40, 50 de ani, ca urmare a unor teorii medicale care la momentul respectiv păreau corecte, dar în timp s-au dovedit a nu fi atât de corecte, respectiv toată povestea cu lupta împotriva colesterolului și alimentelor care conțin grăsimi. Inițial s-a plecat de la problema aterosclerozii, a depunerilor de plăci de aterom pe vasele de sânge. S-a constatat simplist că ele sunt formate la bază din colesterol și s-a considerat că de aici e toată problema. Numai că organismul uman s-a dovedit a fi mult mai complex de atât și în timp au apărut multe neconcordanțe și s-a dovedit că nu despre grăsimi este vorba în primul rând, ci despre inflamație și alți factori. Următorii pași vor fi în a descoperi de ce sunt atât de multe tipuri de grăsimi, la ce sunt ele utile organismului nostru, de unde am putea să luăm aceste grăsimi bune și, desigur, ce se întâmplă atunci când nu avem suficiente grăsimi în organism. Până atunci însă vreau să vă cunoaștem. Este prima dată când veniți în platoul de vorbă cu doctorul și de obicei vrem să cunoaștem medicul care ne vorbește pentru a lega o legătură cu el și aș vrea să vă întreb cu ce vă ocupați concret. Pentru că știu că aveți o activitate vastă și tratați diversi pacienți cu afecțiuni importante. Da, e destul de greu să răspund concis la cu ce mă ocup concret, dar totuși sintetic, cea mai mare parte a activității mele medicale se derulează în câteva clinici medicale în care mă ocup de nutriție și medicină generală, în egală măsură. Sunt medic generalist și nutriționist în paralel. Cea mai mare parte a activității de nutriționist până acum a fost în domeniul nutriției oncologice. Am lucrat câțiva ani în domeniul radioterapiei. Acum lucrez în colaborare cu două clinici cu specific oncologic, clinici mari din România. Și pe lângă acest domeniu care mi-ocupă destul de mult din activitate, mă ocup de nutriție generală, de controlul greutății, de probleme de diabet și alte patologii care au legătură cu metabolismul și alimentația. Cam asta este activitatea mea medicală, nu este singurul lucru pe care îl fac, dar într-adevăr aici este cea mai mare parte a timpului. Practic, să vom vorbi și despre acești pacienți cu afecțiuni cronice și să vom vedea dacă i-au nevoie de grăsimi, în ce cantități și la ce ar trebui să fie atenți. Și mă bucur foarte mult că lucrați efectiv cu ei în zi de zi. Am stabilit de ce evităm grăsimile, vedem că venim cu foarte multe prejudecate sau cu informație incompletă. Aflăm că și medicina face pași importanți pentru a completa acest tabel frumos al grăsimilor. Și aș vrea să vă întreb, ce fac aceste grăsimi în organismul nostru? Care este rolul lor?
Grăsimile, evident, au roluri foarte importante, de aceea sunt folosite în alimentație. Ele sunt folosite în mod natural în alimentație, adică dintotdeauna aș porni de la baze. Da? Alimentația completă și corectă cuprinde aproximativ o treime parte proteică, aproximativ o treime carbohidrați și aproximativ o treime grăsimile sănătoase. Pe lângă acești macronutrienți, mai avem vitamine, minerale, fitonutrienți, apă. Cam asta este alimentația completă și corectă și aș adăuga eu toate acestea să provină pe cât posibil din surse naturale și curate. Și atunci grăsimile. Grăsimile sunt, nici nu știu de unde să încep cu ele. Așa cum ați menționat la început în scurta introducere, în primul rând sunt parte constituentă a membranei celulare. Practic sunt baza peretelui celular. Sunt fosfolipidele, acele molecule din care este făcută membrana fiecarei celule, din acea multitudine de celule. Și în această membrană plutesc, într-un fel așa, dacă ar fi să ne imaginăm membrana ca o mare, plutesc așa ca niște insule, granule de, mă rog, niște particule de colesterol. Din colesterolul atât de blamat de-a lungul timpului, dar vorbim de HDL colesterol, cel bun, cum îi zic oamenii în mod mai popular. Deci cam asta ar fi un rol foarte important. Practic suntem construiți din aceste grăsimi ca și perete celular. Apoi să ne gândim la substanța albă care învelește creierul. Da? Creierul e format din substanță cenușie, care sunt corpii neuronali, substanța albă care e țesut glial, care e tot grăsime. La fel, substanța albă în jurul măduvei spinării. Deci un rol de protecție și de hrănire și de comunicații până la urmă în sistemul nervos central. Apoi hormonii. Hormonii, mare parte dintre ei, care sunt substanțe care controlează cam toate funcțiile organismului, mare parte din ei provin din colesterol. Iarăși, atât de blamatul colesterol, ceea ce nu este corect să-l blamăm, pentru că, de fapt, fără acești hormoni nu ne putem derula corect activitatea și o să vedeți că anumite semne se manifestă și în acest domeniu. Pentru că am făcut și în introducere și în discursul nostru am precizat despre aceste grăsimi bune și grăsimi rele. Haideți să le clasificăm puțin. Ce înseamnă grăsime bună, ce înseamnă grăsime rea? De ce este important să le recunoaștem? Este important pentru că și aici sunt informații incomplete, incorrecte și e bine să știm despre ce vorbim. Sigur că există grăsimi bune și grăsimi rele. Cuvânt cheie. Prima diferență pe care o facem la toți nutrienții. Cam tot ceea ce face natura este bun, în principiu. Cam tot ceea ce face fabrica nu este atât de bun. Deci grăsimile de origine naturală sunt bune, grăsimile de origine sintetică sau procesate sau rafinate nu mai sunt atât de bune. Asta ar fi o primă clasificare. Naturale și rafinate sau procesate. Dacă vreți, putem să dăm și exemple. De exemplu, hai să luăm așa la ceva cunoscut. Untul este o grăsime saturată naturală și este ok. Margarina este o grăsime saturată sintetică care nu este ok. Bun. Acum, o altă clasificare foarte importantă și nu greu de înțeles și de reținut este cea în care le împarte în grăsimi solide, așa zis saturate, e un termen chimic, și grăsimile care curg, uleiurile, sau nesaturate. Termenul de saturat, nesaturat are legătură cu chimia, nu cred că e important să-l definim foarte tare, dar e bine să știm că sunt solide și care curg. De ce subliniez această clasificare? În foarte multe locuri, chiar și în prezent, se vorbește de faptul că nu e bine să consumăm grăsimi saturate. Greșit. Grăsimile saturate naturale nu au nicio problemă. Da? Vorbim despre unt, despre smântână, despre gălbenușul de ou, despre slănină, jumări, untură, grăsimile din carnea grasă, da? Nu au niciun fel de problemă aceste grăsimi dacă le consumăm în cantități corecte, fără abuz. În egală măsură există și grăsimi saturate incorrecte. Brânză topită, margarină, grăsimile care se adaugă pentru gust și pentru alte proprietăți în fast food-uri, în junk food-uri, în tot felul de alimente din acestea care sunt doar gustoase, nu și sănătoase. Iar dacă ne referim la partea de grăsimi nesaturate, care sunt foarte promovate, dar se face abstracție de faptul că și aici există grăsimi rele, pentru că un ulei presat la rece, da, este un ulei foarte bun, indiferent din ce plantă ar fi el extras, iar un ulei rafinat, deja discutăm de o procesare chimică la care nu mai subscriu că ar fi foarte sănătos, adică ar fi bine să ne abținem. Deci și cele saturate și cele nesaturate pot avea unele tipuri bune și unele tipuri mai puțin bune.
Pentru că deja ne-ați precizat câteva surse, haideți să facem așa o listă alimentelor care conțin aceste grăsimi sănătoase pe care ar trebui să le consumăm. Discutăm ulterior despre cantități. Da. Ok. Aș începe cu cele mai bune. Cele mai bune grăsimi, cum îmi place să le spun și la cabinet, nu sunt foarte specifice zonei noastre culturale, deși în ultimul timp le folosim pe scară chiar largă, dar în mod tradițional nu suntem noi foarte obișnuiți în România cu a le considera pe acestea ca fiind grăsimi. Și cel mai exotic lucru pe care îl pot menționa este avocado. Avocado, care este un fruct, multă lume face ochii mari când le spun că e fruct, da, e fruct care sâmbur și crește în copac, este un fruct gras, nu conține fructoză în mod semnificativ, deci poate fi consumat chiar și atunci când spunem că nu ar trebui să facem abuz de fructe. Și este o grăsime foarte sănătoasă, cu proprietăți interesante, nu ne împiedică să slăbim, ci dimpotrivă poate chiar ne ajută. Deci avocado, că o să mai vorbim despre el probabil și ulterior. Apoi măslinele. Măslinele, iarăși, un fruct, da? Un fruct gras. Măslinele conțin uleiuri de foarte bună calitate, categoria de omega-9 mai rar întâlnite în alte tipuri de plante și alte uleiuri bune. Sunt măslinele și, evident, uleiul care se extrage, uleiul de măsline. E o întreagă poveste și cu uleiul de măsline, dar da, uleiul de măsline e o grăsime excelentă. Și apoi, aș zice, cel mai important, cea mai importantă categorie de grăsimi sănătoase sunt acizii grași esențiali de tip omega-3, pe care de cele mai multe ori le găsim în produsele de origine marină, adică pește, icre, fructe de mare. Îl mai găsim și în capsule, apropo de suplimentare corectă. Și sigur că, dată fiind originea vegetală a acestor tipuri de acizi grași, îl putem găsi, dar nu prea consumăm în grăsimea de oaie, și în grăsimea altor animale erbivore, dar nu prea suntem fani ai acestui consum de grăsimi. Și atunci, cam acestea ar fi grăsimile nu foarte obișnuite, dar foarte importante și la care nu avem nicio restricție la cantitate. Apoi vin grăsimile despre care am pomenit puțin anterior, grăsimile saturate naturale. Le trec doar rapid în revistă, pentru că deja am vorbit un pic de ele. Vorbim de gălbenușul de ou, de unt, smântână, slănină, jumăr, untură. Toate acestea sunt grăsimi saturate care, dacă provin de la un animal alimentat corect și care nu a fost după sacrificare injectat cu nimic chimic, ele sunt grăsimi bune, dar aici nu mai avem fără restricții de cantitate, ci este bine să fie consumate în cantități moderate. Și nu am pomenit despre... Adică a treia categorie, evident, sunt grăsimile care nu sunt sănătoase și le-am spus deja. Mă gândeam acum la semințele de floarea soarelui, că este o plantă mai mult decât autohtonă și consumată destul de mult în România. Este vreo diferență între a consuma semințe de floarea soarelui în varianta lor crudă, nesărată, și a consuma ulei de floarea soarelui, poate chiar gătit? Cum facem diferența între aceste două grăsimi? Grăsimea e aceeași. Depinde cum o consumăm și ce facem cu ea. Semințele de floarea soarelui, la fel ca și orice altă categorie de semințe, conțin uleiuri bune. Practic, ele sunt obținute prin presare, ceea ce le dă o caracteristică de a fi bune pentru alimentație. Acum, noi putem facem abstracție de varianta în care este ulei rafinat de floarea soarelui, pentru că atunci, iarăși, nu mai contează din ce plantă provine. Dacă apare cuvântul rafinat pe etichetă, înseamnă că a fost extras din plantă ca și ulei natural, dar a trecut prin procesul chimic de rafinare, care îi alterează compoziția și calitățile. Și atunci, dacă deja a fost rafinat, nu mai este de aceeași calitate. Asta e partea de procesare chimică. Acum vorbim de procesarea termică. Și asta vine în două variante. Putem lua semințele de floarea soarelui să le consumăm crude sau prăjite. În momentul în care le prăjim, aceste grăsimi care sunt sănătoase la origini, ele au un punct de ardere mai scăzut decât alte tipuri de uleiuri, de grăsimi. Și atunci, prin prăjire, ele devin mai gustoase, dar nu mai sunt la fel de sănătoase. Asta este un prim criteriu de a le diferenția. Și, evident, ajungem la procesarea termică a uleiului și iarăși o împărțim în două. E ulei presat la rece sau e ulei rafinat. Până la urmă, tot despre punctul de fierbere sau de ardere vorbim. Când ajunge un ulei la temperatura de ardere, adică fumegă, atunci devine dăunător. Și ar fi bine atunci să nu încălzim atât de mult.
nu vă pot da intervale de temperatură pentru că orice ulei este un amestec și are un interval de variație al temperaturii respective. Însă, în principiu, uleiurile bune, cum ar fi uleiul de măsline, se duc peste 240 până în 280 de grade, temperaturi pe care nu le putem atinge nici în tigaie și nici în cuptor. Și atunci ele sunt bune pentru a fi folosite la prăjit, la gătit, la diverse astfel de procedee. Însă, dacă ajunge să fumege, atunci nu mai este la fel de bun. Și mai este un aspect legat de procesarea termică. În principiu, uleiurile sunt bune la prima încălzire, datorită unor anumite reacții chimice particulare care se întâmplă prin încălzirea uleiurilor. La prima încălzire nu se întâmplă nimic dăunător cu ele, dar atunci când sunt răcite și reîncălzite la temperaturi mari, atunci se produce o substanță cancerigenă numită acroleină și aceasta le conferă calitatea de a nu mai fi atât de bune. Deci e bine să avem uleiuri de unică folosință, să folosim cantități mici și la următoarea utilizare să punem alt ulei. Alt ulei. Pentru că suntem în acest sector în care învățăm să și gătim. Absolut. Este mai mult decât important și esențial. Din experiența pe care o aveți, din discuțiile pe care le-ați purtat cu pacienții, unde observați că se fac greșelile atunci când vorbim despre gătirea acestor grăsimi? Care sunt alimentele unde ar trebui să manifestăm destul de mult atenție atunci când le gătim sau le preparăm? Nu putem mânca salată în fiecare zi. Păi și în salată folosim ulei. Da, dar nu-l preparăm termic. Păi prima... Greșelile sunt de multe categorii. Aș pleca chiar de la prejudecata de a nu folosi grăsimi. Uh-huh. Am foarte mulți pacienți sau persoane care vin în cabinet și vin așa, parcă ar flutura un steag cu ideea că ei nu consumă grăsimi. Și sunt sănătoși. Nu știu dacă sunt sănătoși, că dacă erau sănătoși nu cred că ajungeau aici. Nu, dar, așa se pretind. Da, ei pretind că mănâncă sănătos și ei nu consumă grăsimi, ei nu mănâncă prăjeli și de ce li s-a întâmplat ceva. Păi zic, tocmai ar fi o primă idee faptul că nu consumați grăsimi. Asta ar fi o primă greșeală. Doi, ați spus că nu sunt procesate termic în salate. Păi da, dacă folosesc ulei rafinat, poate să nu fie procesat termic, că tot greșit este. Uh-huh. Da? Îmi pare rău că cel mai mult ulei care se vinde este rafinat, dar noi ar trebui să-l folosim pe cel presat la rece. Argumentele multora sunt de natura gustului, mirosului, a calităților acestea vizuale, că e mai plăcut. În realitate, după ce te obișnuiești cu un ulei de bună calitate presat la rece, nu ți se mai pare atât de plăcut să consumi un ulei transparent și fără niciun gust și fără niciun miros. Astea ar fi unele. După aceea, greșelile despre care v-am vorbit, ale arde prea tare sau ale reîncălzi, deja am menționat asta. Cam astea sunt, modul de utilizare. Înlocuirea unui ulei de floarea soarelui cu un ulei de măsline este o alegere înțeleaptă? Într-un fel, da. Dar așa cum am zis, nu contează planta din care scoatem uleiul, ci contează cât de tare a fost procesat chimic. Dar da, uleiul de măsline e considerat cel mai sănătos ulei dintre toate sau printre cele mai. Există, de exemplu, dacă vreți ca fapt divers, și uleiul de avocado, considerat în topul topurilor. Însă este la un preț atât de ridicat încât a folosi ulei de avocado la gătit înseamnă să fii foarte milionar. El este folosit în cantități infime în domeniul cosmetic. Dar da, este bun. Însă dintre uleiurile uzuale, și nici acesta foarte ieftin, este uleiul de măsline de calitate. E pe locuri fruntașe. Este foarte bun și uleiul de floarea soarelui dacă e, și din orice plantă, dacă e presat la rece. Vom mai face discuție despre acest ulei când vom vorbi despre cantități. Uh-huh. Aș vrea să vă întreb dacă putem trage semnale de alarmă asupra surselor la care nu ne-am fi gândit că au în compoziție grăsimi nesănătoase. Eu zic că da. Cred că foarte mulți oameni care consumă alimentele acestea de pe stradă, de tip fast food, junk food, nu cred că sunt conștienți, și nu numai acestea, și alimente din categoria dulciurilor, patiseriilor, care se comercializează în cantități foarte mari, nu cred că sunt conștienți, pentru că nu arată a fi alimente grase. Da? Și napolitane, și biscuiți, și orice, toate acestea conțin grăsimi saturate, procesate, mult procesate chimic și termic uneori. Ele sunt cele care dau gustul bun acestor alimente. Și aici ar fi un semnal de alarmă, pentru că ele sunt consumate pe scară foarte largă și acolo se consumă grăsimi de proastă calitate. Aceste grăsimi fiind tocmai cele care duc la constituirea plăcii de aterom în momentul în care există și inflamație în corp. Da. Și acestea ne și îngrașă și acestea produc tot felul de dezechilibre hormonale, metabolice și așa mai departe. Deci nu slănina, ci
patiseria, știu eu, anumite mărci de fast food-uri, tot felul de alimente din acestea procesate și care aparent ar fi făină, zahăr, au în compoziție și foarte multă grăsime procesată chimic. Mă gândeam acum la combinații alimentare. Nu mâncăm un avocado și atât, îl combinăm cu ceva. Uleiul de măsline, la fel, îl așezăm în combinație cu alte alimente. Învățați-ne puțin să facem aceste combinații. Cu ce nu ar trebui să combinăm grăsimile? Sau sunt sensibile la alți macronutrienți? Nu neapărat. Nu. Grăsimile bune sunt grăsimi bune. Acum, sigur, depinde și de situația în care suntem și ce obiective avem. Dacă ar fi să am anumite restricții la grăsimi, fie ele și grăsimi sănătoase, ar fi anumite perioade în care vrem să controlăm greutatea, să slăbim, dar, sau anumite patologii. Dar în rest, consumul de grăsimi, din potrivă, eu susțin că este la grăsimi sănătoase consumăm mult prea puțin față de cât avem nevoie. Și atunci eu aș recomanda consumul de astfel de grăsimi sănătoase, ca și combinații. În principiu, alimentele proteice conțin grăsimi, oricum, carnea conține grăsime, oul conține și grăsime și proteină, lactatele la fel, conțin și grăsime și proteină, deci sunt combinații gata făcute de natură. Iar a pune ulei de măsline pe orice nu face niciun rău, a se vedea în dieta considerată cea mai sănătoasă din lume, dieta mediteraneană, în care uleiul de măsline nu lipsește din nimic. La fel, sora ei, cum îi zic eu, dieta Okinawa, din sudul Japoniei, care este pe aceleași principii și la fel de sănătoasă. Și toate se bazează pe ulei de măsline. La fel, tot sudul Asiei, toate țările acelea care folosesc atât condimente cât și ulei de măsline în cantități mari. Și e mult mai bine acolo cu bolile din această categorie. Mă bucur mult că v-am cu mine astăzi și mă bucur și mai mult că veniți cu deschidere către noi. Vreau să urmărim un foarte scurt material care să mai pună așa o piatră de temelie în acest subiect important pe care îl abordăm astăzi, dar să vă și reamintesc că sunteți importanți voi pentru noi, ceea ce înseamnă că ne dorim să ne scrieți întrebările voastre. Așa cum bine știți, suntem aici la aproximativ până la 5 fără 10, ceea ce înseamnă că mai aveți relativ puțin timp să ne structurați întrebările astfel încât să și apucăm să vă oferim răspunsurile de care aveți nevoie. Urmărim materialul și ne întoarcem în platou. Absolut. Rămâneți cu noi. Toată lumea are beneficii de la grăsimile omega-3. Aproximativ 99% dintre americani, de exemplu, sunt deficitari în aceste grăsimi esențiale. Mijlocul de obținere include consumul de pește sălbatic de apă rece, cel puțin 2 porții pe săptămână, consumul de ouă sau prin utilizarea unui supliment alimentar care să conțină 500-1000 de miligrame de omega-3 de 2 ori pe zi. Dietele sărace în grăsimi tind să fie bogate în zahăr și nesănătoase pentru inimă. Când oamenii consumă mai puțină grăsime, au tendința de a mânca mai mult amidon sau zahăr în loc, iar acest lucru crește cu puțin nivelul și densitatea colesterolului, ceea ce poate provoca atacuri de cord. De fapt, studiile arată că 75% dintre persoanele care ajung în camera de urgență cu un atac de cord au niveluri normale de colesterol general. Însă ceea ce ei mai au este prediabet sau diabet de tip 2. Zahărul, nu grăsimea, te îngrașă. În medie, un american consumă anual peste 68 de kg de zahăr și peste 66 de kg de făină care se transformă în zahăr. Consumul excesiv de zahăr determină o amorțire a celulelor la apelul insulinei. Organismul tău trebuie să pompeze mai multă insulină pentru a restabili nivelul optim al glicemiei. Însă ceea ce este cel mai important este că nu poți arde întreaga cantitate de zahăr pe care o consumi. În mod inevitabil, corpul tău îl stochează sub formă de grăsimi, creând rezistență la insulină și alte probleme metabolice. Mi-am primit și validarea de la medicul pe care l-am în platou, așa că pot să continui liniște ediția de astăzi. Mă bucur foarte mult să ajungem într-un alt sector foarte important, și anume eticheta alimentelor. Mergem la raft și, evident, marketizarea știe acest lucru, noi alegem vizual. Dacă ne place cum arată, îl așezăm în coș și îl plătim la casă. Ce ar trebui să urmărim efectiv pe etichetă atunci când vorbim despre grăsimi? Sunt anumite cuvinte cheie care ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă să ne spună lasă-mă pe raft că nu sunt bun de luat acasă? Etichetele sunt un subiect foarte important și interesant, dat fiind că am avut tangențe cu, și am tangențe cu acest domeniu, mai ales în condițiile noilor legislații care sunt inspirate din vest. Am studiat mai în detaliat legislația europeană.
care este binișor făcută, dar îndrăznesc să spun că are și destule lipsuri. În primul rând, la o etichetă, cerințele obligatorii care sunt, mai ales în domeniul grăsimilor, sunt absolut insuficiente, pentru că ceea ce trebuie menționat obligatoriu nu ne spune mare lucru despre nocivitate sau beneficii. Ne spune conținutul în grăsimi din care acizi grași saturați sau grăsimi saturate. Așa cum am explicat, faptul că sunt saturate nu este relevant. Dacă ne-ar spune și din ce provin, ar fi mult mai relevant. Sigur că e foarte dificil să scrie asta pe o etichetă. Și atunci, da, o etichetă e bine să fie citită cu atenție. Are alte criterii o etichetă după care o putem judeca. În primul rând, o etichetă poate să respecte legea și în același timp să fie foarte greu de utilizat, dacă este scrisă cu caractere mici. Inclusiv dimensiunea caracterelor dintr-o etichetă este legiferată, însă minimul aprobat este suficient de mic încât o persoană de vârstă mijlocie spre înaintată, care are ochelari sau așa, să nu poată distinge clar ce scrie acolo. Deci asta din scăpările legislației. Și atunci trebuie să fim atenți să vedem. După ce vedem, trebuie să și înțelegem. Corect. Da? Pe o etichetă, hai să zicem că dacă ai o cultură medie generală, poți să înțelegi valorile nutriționale, că scrie de proteine, de carbohidrați și de grăsimi. Sigur că și aici clasificările sunt suficient de ambigue uneori ca să nu-ți dai seama care-s bune, care-s rele, însă distracția adevărată începe când intri la ingrediente. Pentru că la ingrediente deja e greu de înțeles pentru persoane care nu au studii de chimie. Da? Când citești că are carne, că are zahăr, bun, astea sunt simple. Dar când încep denumirile chimice și tot felul de aditivi și așa mai departe, oamenii renunță. După ce că mă chinui să-mi pun 7 ochelari ca să văd ce scrie, mai descoper și 5 rânduri de cuvinte de care n-am auzit în viața mea. Care nu fac sex. Și atunci, ce gândesc cei mai mulți după experiența mea? Zice, dacă s-a aprobat și e legal, înseamnă că o fi bun. Și asta e tot. Aici se încheie aventura citirii etichetelor. Noi ce ar trebui să știm este așa. Când citim ingredientele, întotdeauna sunt date în ordinea proporției. Adică primul ingredient are cel mai mare procent din compoziția respectivului produs. Și în ordine descrescătoare. Adică nu ne interesează foarte tare că scrie la sfârșit ultimul cuvânt după încă 20 înainte că scrie zahăr sau sare. Okay. Pentru că înseamnă că e o cantitate infimă. Foarte mică. Dar dacă e al treilea sau al doilea zahărul, cu siguranță e mult. Da? Și dacă primul nu e apa, când apa e primul cuvânt și produsul e aparent solid, vă dați seama ce cumpărăm. Cumpărăm apă în care plutesc chestii. Dacă nu e apa, atunci ne uităm care e al doilea sau al treilea ingredient sau chiar primul. Da? Un produs care aparent este un produs din carne și vezi că scrie undeva pe la coada clasamentului 3% carne, ce e restul de 97%. Da? Și cam asta ar fi. Deci să știm proporția ingredientelor, ele sunt date în ordine descrescătoare. Și așa cum spunea și o colegă de-a mea din domeniu, tot la niște emisiuni, când avem aditivi în număr mai mare de 3, probabil produsul ăla nu prea e de consumat. Cu 0 e mai greu să găsim. Mai sunt câteva produse care nu au aditiv, dar în principiu e foarte greu să găsești așa ceva, pentru că ei sunt obligatorii. Din considerente comerciale și sanitare și mai departe. La grăsimi, repet, să ne întoarcem la subiectul nostru, la grăsimi sunt date lucruri foarte simple. Total grăsimi, din care grăsim saturate. Asta și e tot. Și nu spune nimic. Adică nu spune mare lucru. Da. Pentru că ați precizat despre pacient și patologie, aș vrea să vă întreb dacă sunt patologii cronice, unde pacienții ar trebui să manifeste o grijă mai mare atunci când își aleg grăsimile și cantitatea lor. Sunt patologii care ne limitează consumul de grăsimi? Da. Cheile și sănătoase? Da, și sănătoase și nesănătoase și nu numai patologii cronice și patologii acute, dacă vreți. Că dacă cineva a făcut o indigestie sau dacă a ajuns la o pancreatită acută, evident că grăsimea este un lucru care trebuie scos din alimentație măcar câteva zile. Deci, în principal, ceea ce afectează pancreasul ne face să ne gândim la o cantitate mai mică. Și atunci, ce poate să afecteze pancreasul în afară de o pancreatită acută? O pancreatită cronică. Dar putem să avem și o tumoră la pancreas. Sau un pancreas operat din diverse motive. Dacă eu am jumătate din pancreas, automat nu numai pe carbohidrați va fi o problemă, ci și pe zona de metabolizare a grăsimilor. Sigur că aici avem și niște mijloace de a ocoli puțin. Pentru că putem folosi acele comprimate de enzime digestive, enzime pancreatice. Nu le dau numele, dar sunt foarte cunoscute.
Și acestea pot fi folosite ca și supliment, deși ele sunt înregistrate ca medicamente, de fapt sunt niște suplimente alimentare care ajută foarte mult digestia, compensând disfuncția pancreatică. Apoi ne putem muta la organul vecin și frate cu pancreasul, la ficat. Ficatul este mult mai tolerant. Din fericire, un ficat afectat poate să funcționeze destul de bine și când a mai rămas la o optime din volumul inițial. Dar se resimte totuși, capacitatea lui se resimte și atunci și în afecțiunile hepatice putem să ne gândim la un control oarecare al cantității de grăsime. La grăsimile dăunătoare nici nu mai zic, acelea sunt dăunătoare în orice situație, adică nu mai vorbesc de pacienții cu ateroscleroză, cu cardiopatie ischemică, cu cam tot ce înseamnă profil cardiovascular la vârste medii spre înaintate, hipertensiuni și așa mai departe. Persoanele cu probleme de accidente vasculare ischemice în antecedente, dar toate acestea trebuie coroborate și cu alți factori și cu alte condiții clinice sau stil de viață. Pentru că, așa cum spuneam, colesterolul singur, fie el și el de el, nu produce acele probleme decât împreună cu factori inflamatori, proinflamatori. Cam astea. Pentru un ficat gras, mai este nevoie să consum grăsimi sănătoase? Da, absolut da. Ficatul gras, în primul rând, nu provine din grăsimi neapărat. Uh-huh. Ficatul gras, așa cum vă explicam și într-o altă emisiune, dacă vrem să obținem o steatoză hepatică rapidă, ne apucăm de mâncat fructe în cantități mari și în vreo 3 săptămâni am rezolvat un ficat gras. Dar el poate fi, sigur, și din categoria grăsimilor nesănătoase, procesate și datorită aditivilor și datorită stresului și datorită altor chimice, ficatul poate deveni gras prin combinații de factori dăunători. Și atunci există un principiu în alimentație, în natură, care spune așa, grăsimea bună dă afară grăsimea rea din organism. Primul lucru care ar trebui consumat atunci când avem dezechilibre de grăsime ar trebui să începem cu omega-3 în cantități cât mai mari. Omega-3 din pește, omega-3 din capsule, din ce vrem, dar omega-3. Da? Pentru că acești acizi grași esențiali omega-3 au proprietatea fascinantă de a echilibra grăsimile circulante și pe cele din ficat. Asta ar fi primul lucru. Și restul grăsimilor sănătoase pe care le-am povestit, măsline, ulei de măsline, avocado, fără niciun fel de problemă, nu vor strica cu nimic. Ele vor echilibra, într-un fel, acel dezechilibru al grăsimilor din organism, care se reflectă și în steatoza hepatică. Cu riscul de a mă întoarce puțin la ce am vorbit înainte, aș vrea să vă întreb de ce se recomandă acea cantitate de o mână de nuci, migdale, caju, fistic. Ele teoretic sunt grăsimi sănătoase, deci ce le putem consuma după plac? Când sunt în fața unui film, este greu să mă opresc, dar știu că nu este indicat să le consum până la finalul filmului 2 ore. Da, o mână vine și din tradiția nutrițională corectă, cumva, a măsurilor naturale. Pe de altă parte, mă întorc și eu la explicația anterioară. Deși semințele și nuciferele conțin grăsimi sănătoase, ele sunt din categoria celor care au punctele de ardere ceva mai jos sau sensibil mai jos decât uleiul de măsline, de exemplu. Și atunci, probabil, se pleacă și de la premisa că oamenii le consumă prăjite. Da, și atunci am nevoie de o cantitate limitată și chiar dacă nu sunt prăjite, cantitatea de grăsimi din ele este destul de mare fără să ne dăm seama. Și atunci, dacă noi vorbim de o proporție de 30% grăsimi sănătoase într-o dietă și dacă astăzi am de stat la un film sau la un meci și mănânc 1 kilogram de semințe, mi-e greu să cred că acolo e o treime din ce am mâncat. E mult mai mult. Și atunci, măsura naturală de a mânca o mână, hai să fim aproximativ, poate și 2 mâini, dar nu 5 sau 10. De aici vine explicația. Nu lucrăm cu cifre exacte în alimentație și nici în medicină, în general, nu se lucrează cu cifre foarte exacte. Sunt lucruri care țin de biologie și sunt aproximări, intervale de valori corecte. Pentru a putea sintetiza corect organismul nostru grăsimile, are nevoie și de altceva, altă substanță, alte alimente care să ajute la digerare, la sintetizare? În principiu, nu. Grăsimile le luăm absolut din alimentație, sunt macronutrienți esențiali, cum ar veni. Singurele grăsimi care se sintetizează în organism, din păcate, sunt cele rele. Grăsimile bune sunt doar luate din alimentație. Deci nu avem cu ce să ajutăm decât să fim foarte atenți la sursă. Și ajungem în sectorul care ne interesează cu precădere în această perioadă, pentru că vine vara, și anume
cum putem slăbi consumând grăsimi. Și aici aportă o întreagă industrie foarte interesantă în jurul dietei ketogenice. Uh-huh. Aflăm că are rezultate minunate, aflăm chiar că este utilă în anumite patologii, doar că și aici se mai întâmplă uneori greșeli, rateuri. Ce ar trebui să cunoaștem despre această slăbire cu ajutorul grăsimilor? Când funcționează acest mecanism? În principiu, e puțin exagerat să spunem că slăbim cu ajutorul grăsimilor. Uh-huh. Aș spune cel mult că sunt grăsimi care nu ne împiedică sau care ajută puțin. Dar e importantă și această nuanță. Dieta keto, pe de altă parte, este un subiect care, despre care s-au scris și se scriu în continuare cărți întregi și ar putea fi un subiect larg. Însă, ca principiu, da. Ce înseamnă o dietă keto pe scurt? Înseamnă very low carb, adică foarte puțin carbohidrați, și baza să fie compusă din proteină și grăsime. Uh-huh. Asta este un principiu. Dieta keto are multe variante. Dacă vreți să vă dau exemple extreme, și postul negru e tot o dietă keto. De fapt, nu e dietă. Da? E absurd să zici că un post e o dietă. Dar, de fapt, prin post negru, intri în cetoză. Și are același efect ca și dieta keto. Pe de altă parte, chiar dacă consumăm alimente, o dietă keto de slăbit nu e tot una cu o dietă keto de menținere a greutății sau o dietă keto pentru anumite patologii. Sunt multe variante. Și de aici diversitatea lucrurilor. Hai să revenim la întrebarea inițială. Ce grăsimi? Păi o să fiți surprins. Exact acele grăsimi care sunt sănătoase și n-au restricții. Acelea ne pot ajuta. Adică și dacă mă apuc de un program de slăbit, avocado nu va fi scos din program. Din punctul meu de vedere, un avocado pe zi nu împiedică cu nimic procesul de slăbire, chiar spun unii că ajută. Măslinele sunt quasi nelimitate și conțin și ele ulei de bună calitate. Iar omega-3, din considerentele enunțate și multe altele, inclusiv proprietățile antiinflamatorii naturale și proprietatea aceea de a scoate grăsimile rele din organism, ar fi chiar indicată. Adică dacă ar fi să fiu într-un program de controlul greutății pentru slăbit, avocado da, măsline da, omega-3 fie el din pește sau din capsulă da, și chiar și gălbenușul de ou dacă nu se face abuz. Adică la un ou pe zi, două, în combinații corecte, aceste grăsimi sunt absolut ok pentru slăbit. Nu și restul, din păcate, care sunt gustoase și bune. Pentru că știu că dieta keto are publicul ei țintă și oamenii care au reușit să slăbească cu această dietă revin la ea cu același scop de a scădea în greutate. Aș vrea să vă întreb ce ar trebui să cunoaștem despre ea. Care sunt principiile de funcționare? La ce ar trebui să fim atenți? Le luăm pe rând. Păi vă explic ceea ce explic la prima întâlnire pentru controlul greutății. O să vă spun pe scurt. Cetoza, mecanismul care stă la baza acestei diete keto, indiferent prin ce metodă se obține, este singura variantă, singurul principiu prin care se slăbește corect și sănătos. Indiferent câte diete, sute și mii de diete există pe internet, indiferent câte sute și mii de nutriționiști există în lumea asta, singura variantă prin care poți slăbi corect, sănătos, este a intra în stare de cetoză. Care presupune exact ce am zis. Proteină plus grăsime cu foarte puțin carbohidrat și în anumite ritmuri. Bun. Cum funcționează lucrurile în această cetoză? Organismul funcționează ca un motor hibrid. Are două surse de energie. În mod ciudat, în zilele noastre, prima sursă de energie, sursa preferată, sunt carbohidrații. Și spun ciudat pentru că este nenatural să fie așa. Natura a fost păcălită de aportul foarte facil, de accesul foarte facil la carbohidrații de orice tip, buni sau răi, și atunci a ales calea ușoară. Din carbohidrat se extrage o cantitate medie de energie, 4,2 kilocalorii pe gram, dar se extrage foarte ușor și foarte repede. Și atunci, dat fiind că noi avem acces la carbo, indiferent de calitatea lor, natura a zis, ok, poți obține energie rapidă? Excelent. A devenit sursa principală. Sursa secundară de energie, surpriză, sunt grăsimile. Din grăsimi se extrag 9 și ceva kilocalorii pe calorii pe gram, dar mai greu și mai încet. Da? Și atunci natura spune simplu, de ce să aștept o oră să scot 9 calorii din slănină, când pot să aștept 30 de secunde să iau 4 calorii din zahăr
Am dat exemple extreme, da? Și e mult mai simplu, că în următoarele 30 de secunde mai scot și mai scot și s-a mutat metabolismul pe carbohidrat. Cum trăia omul înainte de industrializare, industrializare alimentară? Era într-un fel de keto natural. Pentru că oamenii erau mai mult timp flămânzi decât sătui, din diverse considerente. Că erau economice, mai aproape de zilele noastre, că erau de probleme de vânat, cules, anotimpuri, climă, tot felul de situații din acestea naturale. Cea mai mare parte a timpului oamenii trăiau într-un fel de cetoză, că erau flămânzi. Fiind flămând, automat, keto. Da? Și carburantul principal era grăsimea. Noi acum ce facem când slăbim? De fapt ne întoarcem la natural. Scoțând, dând foarte jos nivelul de carbohidrat, aportul de carbohidrat, organismul începe să-și revină la normal și spune dacă nu mai am sursa aceasta facilă, hai să trecem totuși pe aia care e un pic mai grea, dar de mai bună calitate și se întoarce la consumul de grăsimi. Și aici lucrurile devin foarte simple tehnic. Cât timp mâncăm grăsimi, ele vor fi folosite ca și surse de energie, vreau să slăbesc, le reduc și pe acestea și în momentul acela ce va face? Va apela la grăsimile depozitate. Deci asta este cetoza pentru slăbit, o nuanță a dietei keto, nu este chiar așa cum e în cartea de bază. O altă întrebare importantă, cui se adresează această dietă? Este cineva, este un profil al pacientului care se potrivește perfect pe această dietă și ar trebui să se gândească către ea, ca apoi să găsim și acele persoane care n-au nevoie de dietă ketogenică? Păi, în cea mai mare parte este o dietă sănătoasă. Da, ajută pe toată lumea care nu are niciun diagnostic, ajută în special pe cei care au kilograme în plus și ajută și multe patologii, printre care și cea de care mă ocup în cea mai mare parte a timpului, pe cei cu probleme oncologice, cu cancer. Dar, nu pe toți. Da? Mai degrabă m-aș gândi la cei care n-ar trebui să abordeze această dietă, pentru că cea mai mare parte, da, suntem favorizați de ea. La fel ca și în cazul postului, mai ales al postului negru, dar și postul de orice fel ar fi el, în primul rând, persoanele care nu au voie să țină post, nu prea au indicație nici pentru dieta keto, copiii, femei însărcinate, femei care lăptează, care au nevoie de toți nutrienții, inclusiv carbo. Da? Copiii că sunt în creștere și doamnele cu copii, că și acolo e cineva în creștere. După aceea ar fi anumite patologii. Am vorbit de pacienți oncologici cu greutate normală sau mare. Da? Paranteză explicativă. Deși există prejudecata că pacienții cu cancer sunt slăbesc și sunt subponderali, este foarte mult eroare aici. Sunt câteva mii de pacienți oncologici care au trecut pe la mine prin cabinet în ultimii ani. Peste 60% sunt supraponderali și obezi. Deci să ne înțelegem că aceasta este o prejudecată. Pacientul oncologic devine subponderal și cu probleme de alimentație în faze avansate ale bolii, nu în fazele inițiale. Da? Când, dimpotrivă, grăsimea îl face să fie defavorizat în terapie și în reacții adverse și în tot felul de aspecte ale managementului acestei boli. Și atunci, categoria cu greutate normală mărită, da, cu keto. Cei care au probleme nutriționale severe nu mai e cu keto, pentru că acolo e nevoie de toți nutrienții. De asemenea, problemele renale, la cei cum sunt din clinica de dializă cu care colaborez, pacienții cu probleme de renale, acolo keto pune accent oarecum pe proteină și acolo trebuie măsurată foarte bine. Am avut pacienți cu probleme renale, dar nu majore, la care a ajutat, însă cu un control foarte fin. Acolo trebuie analize periodice, trebuie monitorizată funcția renală, trebuie ajustate dozele de proteină imediat ce apar probleme. Da? Deci acolo nu. Iarăși îmi vine în minte patologia diabetului, unde da, excelentă cetoza, acolo chiar ajută până la vindecare, dacă e diabet de tip 2. Alte afecțiuni unde nu parțial. Parțiale, cele pe care le-am menționat, unde grăsimile ar putea să fie, dar la o afecțiune de pancreas care nu e foarte gravă sau de ficat, acolo folosim enzimele și putem să abordăm dieta keto. Cam acestea ar fi situațiile mai speciale. Are această dietă și dezavantaje? Noi știm că trăim într-o lume echilibrată, în care avem și avantaje și dezavantaje. Putem identifica dezavantajele în cazul dietei ketogenice?
Da, nimic nu e perfect. Încercam să văd cum să le structurez. O parte din dezavantaje le-am menționat odată cu patologiile la care nu sunt indicate sau cazurile la care nu este indicată dieta keto. Da, de exemplu, o dietă keto în cazul unui sportiv, mai ales de performanță, nu este bună. Pentru că la un sportiv, în primul rând, nu contează cât carbohidrat mănâncă. Dacă e în competiție sau în antrenament intens de performanță. Acolo chiar e nevoie. N-ai cum să faci dietă keto când tu ai antrenament epuizant și la care trebuie să dai tot. Ai nevoie de energie de toate felurile. Și nu, pornind de la ideea că ne trebuie pentru energie boostul acela energetic pe care ne-l dau carbohidrații, sigur că și acolo îi putem clasifica în buni sau răi. Adică nu trebuie neapărat să mănânc prăjituri ca să fac un antrenament intens, dar pot să mănânc restul carbohidraților sănătoși. Fructele, alimentele cu amidon, toate acestea, pâinea integrală, toate acestea pot fi folosite pentru cei care au nevoie să dea un maxim. Și nu e vorba numai de sport, de cei care muncesc fizic, de persoane care locuiesc în zone mai friguroase, adică unde este nevoie de energie în plus. Alte dezavantaje nu. În principiu este o dietă cu puține dezavantaje și cu multe avantaje. Este sănătoasă și bună. Mai avem 2 minute și 2 întrebări. Okay. Sunt împărțite destul de bine. Cum se face renunțarea la dieta keto? Pentru că ne-ați spus că această dietă are 2 faze, cea în care vreau să slăbesc și cea în care vreau să mă mențin. 2 variante, nu-s faze. 2 variante. A, pentru controlul greutății, da. Începem. Păi, aici e așa, proporția. Iar intrăm într-un subiect interesant. Vin la mine persoane care spun am încercat toate felurile de diete și tot felul de metode, de 10 ani mă chinui să slăbesc. Păi, dacă de 10 ani te chinui să slăbești, înseamnă că n-ai făcut nimic corect. Sau n-ai făcut nimic. Pentru că slăbitul, dacă noi avem o viață medie de 70-80 de ani, slăbitul ar trebui să dureze 2-3 luni, dacă am de dat vreo 15-20 de kilograme. 4 luni, 5 luni, 6 luni, hai să zicem. Da, poate am mai mult. Deci 6 luni slăbesc și restul de 50 de ani trăiesc în menținere. Cineva care slăbește de 10 ani, de fapt nu slăbește. De fapt nu face decât să-și imagineze că a urmat diete. Sau a încercat 3 zile și s-a lăsat. Sau a cedat nervos la o poftă. Da? Sau a slăbit și a revenit prin fenomenul de yo-yo. Dar asta nu e abordarea corectă. Abordarea este așa. Mă apuc serios și fac orice metodă corectă de slăbit, că sunt 10 toate variante ale cetozei, da? Și îmi pun un obiectiv și stabilesc clar cât vreau și când vreau și am rezolvat problema cu slăbitul odată pentru totdeauna, după care știu și cum să-mi mențin și toată viața mănânc din toate categoriile, dar mănânc corect în așa fel încât să mă mențin. Iar ieșirea din cetoză nu presupune nimic special în afară de cazul în care a fost cetoza e rezultatul unui post negru mai îndelungat. Altfel, e ok să ieșim din cetoză, că nu e obligatoriu să mâncăm keto toată viața. Și revenim oricum, mâncând... Mâncând normal, pentru sănătos și corect. Echilibrat. Nu, evident că nu ne apucăm de un ospăț a doua zi, dar mâncând normal și echilibrat din toate, nu se întâmplă nimic. Și ultima întrebare cu care vreau să încheiem această ediție și să concluzionăm povestea grăsimilor. Când avem nevoie de suplimente cu aport de grăsimi? Când alimentația nu este suficientă și este nevoie să venim din exterior cu aceste suplimente? Nu știu dacă le spun pe toate, îmi vin în minte 2 situații. În primul rând, avem un deficit foarte mare la nivel planetar de omega-3. Este dovedit prin analize și studii statistice. Nu e nevoie să argumentez cu nimic. Este un fapt dovedit că în afară de populațiile de eschimoși și în afară de populații, de câteva populații din Pacific care se hrănesc în mod uzual cu pește și produse marine, restul populației globului are un deficit mare de omega-3, acest graș esențial omega-3. Și atunci eu consider că suplimentarea cu omega-3 ar trebui să fie permanentă, continuă, cu doze suficiente, evident din produse cât mai bune, pentru că și aici este o discuție. O altă situație îmi vine în minte când e vorba de pacienții subnutriți, din orice cauză, că au cancer avansat, că sunt subnutriți din orice motiv. Da, este necesar să consumăm produse cu grăsimi suplimentare. De fapt, nu există suplimente cu grăsimi în afară de omega-3 capsulă. Există produse alimentare concentrate care conțin și grăsimi în proporție corectă. Deci acestea sunt situațiile care îmi vin în minte. Pacienți cu probleme mari de nutriție, de subnutriție sau malnutriție și necesarul tuturor, a fiecăruia dintre noi, de a-și suplimenta cu acest graș omega-3. Vă mulțumesc mult pentru că ați fost cu mine astăzi. Și da, cu siguranță ne vom reîntâlni în platou pentru că avem nevoie de specialiști care să ne învețe să ne hrănim sănătos și corect. Cu drag, nu sunt specialist, dar vă mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc și vouă pentru că ați fost cu noi. Bineînțeles că mâine la aceeași oră 4 ne vom reîntâlni pentru a învăța împreună de la specialiști cum să fim sănătoși, tineri și bineînțeles și frumoși. Nu plecați pentru că urmează Fresh Access cu Anisa Sândulache. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.